Asta să vă facă bine, habar n-am. Da, domnul Ciutacu, de ce nu mă asociați cu cel care l-a crescut pe străbunicul meu, care a fost ca un tată pentru el, Ion Mihalache? Pentru că abia acum am aflat. Mă rog, nu acum, ce atunci când ați mărturisit... Bunicul meu provenea din familia lui Ion Mihalache, era băiatul cel mai mare din... Deci sunteți os de țărăniți, ca să zic. Da. Deci legătură directă pe linie cu... Da, a și avut o viață întreagă sub acest nume. Șansa vieții lui a fost că nu a dorit să schimbe numele. Ion Mihalache și soția sa, Niculina, nu aveau copii și l-au crescut de când era mic. Este absolventa facultății de drept în 1927.